Salutare tuturor, numele meu este Andrex și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Astăzi am jucat GTA episodul 2 România Roleplay, o să lăsesc toate ale în descriere. Deci da, sper să-mi placă, nu uitați să apăsați pe butonul like, dați un share, să vă abonați când vrea să continui, deci dar să începem. După cum știți băieți, din episodul anterior să am rămas aici, eu luam mafeuții ăla care am dat ciocanul. Aole. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Ce scuștea, mă? Ce ți-a de colegă? Nu, no, ăștia au rămas la mine ce noaptea. Ce, mă, costici? Aoleu. Răniuia ta, nenea! Ce cauți, mă, aici? Adică ce caut? Nu m-ați luat ieri. Bă, ceva s-a întâmplat, mă. Ce faci? Ați luat pe mine ieri. Cum să te luăm pe tine, mă? Bă, băi, voi vedeți ceva? Bă, voi vedeți că eu-s mare? Bă, ceva nu-i regulă. Bă, înseamnă că... Înseamnă că a mers vrajea care mi-a făcut-o vrăjitoare aia. Și-o leșinat domnul. Șefule, a dispărut copilul. Ce copil? Mamă, era copilul. A apărut unul mare, nu știu ce s-a întâmplat. Hai repede aici, hai repede. Hai de capul meu. Ce se întâmplă, domne? Am dormit și-o tu l-ai. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Ce-o tine? Pe mine mă întrebi. Doamne, ferește, Doamne. Ați vrăjit? Eu mă auzim, mă, de ceva vrăjitoare pe aici, pe la noi. Ce e vrăjitoare, domnul? Tu l-ai, domn. Ceva nu-i bine. Adică avem și... Dacă avem ce... Cine e domnul ăsta? Șefului. A dispărut copilul dintr-o dată și a apărut ăsta. Come. Bună ziua, domnul! Vieni, 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 punguță, vieni. Punguță. Punguță. Da, domnișoară, cu stimă și respect. Domne, cine, cine ești și ce cauți aici? Eu dormeam și asta e casa mea, aveți o șapcă. N-am, n-am șapcă. Șapcă, nu. Stați, că poate aveți aici, ia întorceți-vă, că poate aveți în geantă. No, bătă. Deși nu cred. Aulă. Bă, ta fermecat urmează. Ați găsit una, e bine. Ce sunt? Gata, domnule, ce dai, ce dai, domnule? Cosa faci aici? Dormeam acilea, nenea. Cosa? Stăteam, nu m-ați luat, domnule, ieri. Șefule, tu cred că băga ciocanul prea adânc în copil. Vă te cuziți ceva vrăși necurat. Ciocanul prea adânc în copil. Trezește, te edita eu, mă, că mi-ai bărbat ca mine. Cum s-a dormit, știi? S-a trezit mare îndrăgostit. Cine, doamnă, eu, mă? Da, domne, da. Eu nu mi-am mințit să te fi văzut vreodată pe aici, știi? Adică... Nu, n-am văzut niciodată. Cu asta e magia negră. M-ați luat pe mine ieri, doamnă, eu eram. Eu m-ați luat de la aeroport, nu m-ați chemat la aeroport. Ciocan, ciocan? Bambino. Ce-ai bambino, ciocan? Pici. Ce pici? Ce picking de el? Eu nu-s picking de el, eu-s mare! Eu ce-și de ăsta? Îl induc în eroare. Nu, că ceva, pe așa ceva nu-i posibil. Ce nu-i posibil, nenea? Îl văd pe-n culo. Aoleu, domne, te-ai enervat! Cred că am făcut o prostiuță când ai băgat ciocanul ăla, știi tu, șefule. Vieni. Eu? Si, si, si. Doar cu domnișoara. Domnișoara. No, no. Ciocan? Ciocan? Si, ciocan. Ce ciocan? Domnișoara, stai, domne. Domnișoara. Vin. Vin și eu? No. Bă, închide muzica, l-altra... te rog, închide muzica. La altra machina. La altra machina. Ok. Altă mașină. Ce-i, domne? Poate că mi-e frică de domnul ăsta, nu știu ce. Ce te frică, doamnă? Ei, domne, eu nu mi-aduc aminte să te fi văzut pe aici, adică... Eu-s copilu. Nu vă aduceți aminte, da, copilu. Cum? Cum, cum? Tu ieri erai mic. Eu mic, I know. Și acum îți mic. Cazzo, cazzo, cazzo.
Măr, cu grază, cu ăsta, mă. Măr, cu băiatul ăsta. Dar nu așa băieți care vocea lui Grasu, zici? Zici care vocea lui Grasu, acum nu știu. Ce mi se pare mie. Dar nu e gras, că gras e gras. Ți-am zis de Francesco, ricordi? Certo. Mă sta pia per culo. Da, domnul, îi cunosc. Si? Ciocan? Ciocan? No, Ciocan. No, Ciocan? No, no. No, Ciocan. Chiama... Italiano. Yo. Si, si. Amu! Adesso, acum! Si, si. Nu răspunde, n-are semnal. No? Bene. Chiar nu răspunde, domnul. Asta sună. Doar asta e Francesco. Francesco! Allora. Francesco! Ce Francesco? Francesco! Tu! Andrei, Mico, tău. Mico, Andrei! Oh! Oh. Che pasa? M-a luat domnul ăla rău! Eu nu înțeles la tine ce-ai spus! M-a luat ăla domnul rău! Unde tu ești acum? Unde sunt? Sunt la casa bântuită unde să fac poțiuni. A sunat italianul acum, a întrebat. Ok. Italianul unde e? Nu știu, nu răspunde. Trebuie okay, să închid. Ok, eu sunat acum repede. Ok, rapid, pa. Am sunat pe Francesco. Vieni. Acu. Don't shoot. Nu trageți. Vezi că nu prea înțelege engleză, e mai greu, trebuie să-i spui așa. Înseamnă că trebuie să-i zic pe italianul. Mai mai zic pe engleză, exact toate limbile posibile și imposibile. Ce căută Macilia? Tu... Eu? Voi. Ce? Voi mi-ați dat o țeapă. Eu? Da. Niciodată, nenea. Poate copiii hândrele ei, nu-s copiii. Banii erau falsi. Nu. Atunci... Nu. Allora eu dau... A te ciocan. No. Pentru ei, pentru ei. Eu ții la ciocan cum tu ai lovit a mea cu ciocan. Dar nu eu, nenea, nu eu am lovit. Nu, eu nu. Nu, nu te? Nu. Allora chi? Pământ. Pământ. Ciocolată. Da. Ciocolată. Ciocolată. Oh, nu mai da, domnul, nu mai da. Ciocolată. Nu mai da. Pământ. Da, domnule, pământ. Pământ. Nu mai da, domnul. Mi prende in giro. Nu, no, io. No, no te, no. Nu, domnul. Voi vă bateți joc de timpul meu. Fiți atenți, domnule. Vă duceți sus, vă luați ceva de băut și veniți jos și vă calmați, domnule. Facem așa? Punguță? Da. Hennessy. Per favore. Okay. Whisky. Sopra. Nu, domnule, merge și domnia voastră. No. Te rog. Please. Se scapa, atât te ucidă.
Domnișoară, domnișoară, domnișoară. Domnule, te rog să te... Ajută-mă, unde doamnă. Erai? Nu pot să te ajut, domnule. A zis că mă ajut, doamnă. Doamne, dar nu pot să mă pun rău cu domnul ăsta, că șeful că e grav. Doamnă, mă descurc singur. Doamne, stați înapoi. Stai aici. Stai aici. Alo. Alo. Hai înapoi. Cum am putut? Alo. Aoleu, cum am putut, bă, frate, bă, să n-o fix de el. Aoleu, no. No, si, ciocan. No, ce, no, don, nu mai da, no, don, don, ciocan, please, per favore, te rog, si, toate. Cazzo, si, cazzo. No, te rog. No, venite. Ok. No, non tu. Tu, aici. Ok, ok. Venite. Doamna, please. Venite, venite. Ajută. Da, da, acum. Un guț să venit. Coc. Păzește-l corect. Hai că încerc să scapă. Vieni. Se movit, dispară. Nu, plec. Azi că dacă mă mișc, îmi trage. Ia să vedem, ia. Care se duce supra? Supra, andiamo supra. Okay. Te-au luat rast. Mamă, trecu pe acolo. Sus. Sotto. Zin ca ochiile in contact. Au! Ne auzi, mamacita! Si am fugit, băieți, am scăpat. A, bă, calcotal. Mama, a început să tragă aia. Da, să dau mai tare un pic. Ca acum, 6. Opa. 5, 4, 5. O, ce tragă ea. Mamă, băieți. Să mergem să scăpăm de mașina asta. Să merg să-mi iau mașina mea, că am lăsat-o în... în Sandy. Puși, tate. Nenorociții. Băieți, o să mă răzbun. Scrieți în comentarii dacă vreți să mă răzbun și cum să mă răzbun, băieți. Adică, de exemplu, spuneți da, spuneți gen răzbune-te omorându-l sau torturează sau chestii de-astea, scrieți în comentarii, băieți. Ce-i bă cu mașina asta, bă? Hai să-i dăm. Hai că pe aici este mașina mea. Între timp trebuie să aruncăm. Alo, mă sună un număr. Alo? Da. Pronto. Pronto? Pronto. Io? O să te omor. No. Francesco? E blondo. Chi era blondo? Ciocolata! Alo? Pronto? Ciocolata! Ba... Trebuie să aruncăm mașina asta, băieți. Au... 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 Hai să sun pe... Pe asta, cum se numește, pe Francesco. Sunt repede pe Francesco. Va trebui să mergem la poliție pentru treaba asta, băiți. Dacă merg la poliție și o să scape, nu prea e bine pentru mine, pentru că o să mă omoare data asta din prima. Nu cu ciocan, una, două și de ăștia. Înțelegeți voi? Trebuie să ne luăm mașina și să plecăm.
Oricum, bă băieți, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul like, dați un share și v-am născut în viață să continui. Eu am fost Andrex și ne vedem pe următorul episod. Pa!